Mulțumesc, mulțumesc. Pentru că unui senator este foarte, foarte bine să-și respecte alegătorii, pentru că un senator nu trebuie să fie senatorul melcilor, ci senatorul oamenilor. Din punctul ăsta de vedere, îi propun să dăm cuvântul celor care au venit de departe la Sibiu pentru a ne arăta pe cine ne bazăm. Nu noi, ci țara. De acord? De acord, de acord. De acord. Cred că ar trebui să începem, pentru că așa se cuvine unor oameni care sunt cu adevărat buni musafiri, cu gazda. De la Sibiu, Ana Floroiu a avut o contribuție deosebită și ne-a arătat pentru întâia dată, dacă nu mă înșel, ce înseamnă să faci o organizație pentru a coagula oamenii în interiorul unei idei de partid, pentru a spune, pentru a gândi, pentru a face. Așadar, să o ascultăm. Bună ziua! Bine ați venit la Sibiu! Bună ziua! Bine ați venit la Sibiu! Sunt extrem de onorată, emoționată, obosită, recunosc. Sunt liderul interimar al organizației, al Partidului Puterii Umaniste Sibiene. Vreau să vă spun că în urmă cu 2 luni am fost singură. Acum am alături de mine peste 50 de membri activi. Pe lângă cei activi, o mulțime de simpatizanți care așteaptă